Mai mulți constanțeni au servit aseară cina pentru întuneric, dar asta intenționat. S-au legat la ochi și au primit un meniu prestabilit pe care cu greu au reușit să-l și mănânce. Oamenii au vrut să vadă cum este să fii nevăzător și să învețe astfel să fie mai atenți și mai solidari cu cei aflați în această situație. Cum este experiența aceasta? Ciudată. E ciudat să nu vezi? E complicat. Obișnuiți să vadă totul în jur, odată legați la ochi, oamenii și-au dat seama cât de greu este să faci până și cele mai simple lucruri, fără să vezi. Eu deocamdată n-am reușit să duc o furculiță în plină. La cina luată pe întuneric, toate reflexele au amuțit. Pe unii i-au cuprins chiar unele momente de panică. N-aveam cum să mă uit la ceas, voiam să scot telefonul, îmi dădeam seama că nu îmi folosește la nimic. Foarte greu, aș avea nevoie de ceva sare și piper la salata asta, bănuiesc că e o salată, dar nu aș putea să o identific foarte clar. În locul nevăzătorilor s-a pus pentru câteva ore și un medic oftalmolog. În momentul când mi s-a dat banda jos, am simțit să spun, wow, ce bine e să văd. Îi spuneam colegului meu să-și imagineze farfuria ca pe un ceas și să-și așeze mâncarea oarecum la anumite ore ca să poată să o identifice dacă vrea să o reguste. Faptul că noi ne bazăm pe darul văzului ne limitează extrem de mult și ne face să nu înțelegem o mulțime de alte lucruri. Cum ar fi? Plăcerea de a simți aroma, mirosul mâncării și aroma lipsită fiind de imagine. A fost pentru prima dată când un astfel de eveniment a fost organizat la malul mării. O asociație non-guvernamentală și un spital privat de oftalmologie s-au ocupat de tot. Mi-a scăpat deja o bucățică de pâine, cred, și sper să scap cu hainele intacte. Este interesant și cred eu că putem conștientiza un pic mai mult de ceea ce au nevoie semenii noștri. Vrem să arătăm modul nostru normal de viață. Deci pentru noi, practic, nu este o experiență, pentru noi este ceva normal, ceva natural. Mi se pare extraordinar să facem un efort să înțelegem care sunt problemele celor care au deficiențe de tot felul. Pe lângă conștientizare, evenimentul mai are un scop, să-i determine pe patroni să includă meniuri speciale în restaurante pentru nevăzători.